Doamnelor și domnilor, invitatul nostru de acum este viral pe TikTok. Povestea lui e impresionantă realmente. Din păcate, nu poate vedea, însă asta nu l-a împiedicat să viseze. Această infirmitate nu l-a oprit din drumul către succes pe care și-l construiește pas cu pas. Emanuel Ion cântă senzațional, ia hiturile românești și le interpretează în manieră proprie. Se află în platoul nostru. Vom afla povestea vieții lui, așa cum s-a derulat ea până acum. Știm clar însă că este un învingător în platou, Emanuel Ion, împreună cu tatălui, Ion și George, Emanuel și George Ion. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea, faimoasă actriță Alexandra Velniciuc, stă alături de noi. Bună ziua, mulțumesc! O poveste de viață impresionantă pe care am tot derulat-o împreună. Bine ai venit, Alexandra! Uite, avem aici un caz care de departe poate fi considerat unul motivațional. Putea efectiv să fie unul dintre multiplele cazuri de acest gen din România. Cazuri pentru care statul român nu face nimic, părinții trebuie să se descurce așa cum pot. Iată însă că Emanuel, am vorbit cu el înainte de emisiune, are un tonus inimaginabil pe care nu-l poți regăsi nici măcar în viața celor care aparent o duc bine. Și vreau să aflu de la el de ce și cum, de unde are această putere. Emanuel, care e secretul tău? Cum ai reușit să te motivezi? Cum te menții la nivelul ăsta? Ești mega viral, ai fost la România au talent, ai ajuns în finală, oamenii te cunosc, te iubesc. Cum te motivezi tu? Care e puterea ta? De unde îți vine? În primul rând vreau să vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur maxim că sunt aici. Vreau să recunosc că trebuie să spun asta, altfel nu o să-mi treacă. Am emoții. Dar eu sunt un pic mai anxios, așa, mai emotiv. Sper din suflet ca oamenii care mă urmăresc să fie motivați prin viața mea, prin tot ceea ce voi face. Ce m-a motivat să fac ceea ce fac este, într-un singur cuvânt, doar Dumnezeu. Eu sunt un tip extrem de credincios, îl iubesc pe Dumnezeu cel mai mult și doar El îmi dă putere să merg înainte și să-mi urmez visul. Îmi doresc din suflet ca să arăt asta oamenilor, așa cum spune și Emanuel, numele meu, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Am simțit asta de la începutul vieții mele, până în clipa din prezent. Ai un timbru vocal... Exact asta am vrut să spun și eu, ce glas extraordinar incredibil. Are, câtă căldură are. Mulțumesc. Și știi, stăteam și mă gândeam când l-am văzut venind aici împreună cu tatăl lui, câtă candoare avea și câtă liniște avea, în primul rând că se simțea ghidat de tatăl său care îl purta pe aici, pe coridoare, și avea așa o... Un lucru pe care rar îl mai întâlnești în ziua de astăzi, nu știu cum să-i spun, un tip de modestie. Da. Apropo de faptul că, da, chiar așa e și nu o spun, nu o spun doar ca să te flatez, ci am simțit asta. Adică nu era acela care intră într-o emisiune și va fi văzut de lume și va fi... Orgoliul ăla... Exact. Avea o modestie și o delicatețe în a păși aici, în platou, care pe mine m-au impresionat. Felicitări! Vezi tineri la vârsta lui, care încep deja să aibă succes, dau o lovitură, au un hit, după care viața lor o ia complet razna. Cărora pare că totul li se cuvine. Da. Am văzut secvențe de-astea peste tot în lume cu artiști care au izbucnit și care... sau care au devenit viral pe net și care, din păcate, au ales un drum ceva mai complicat. Și la 25 de ani... erau bucăți după ce la 20 de ani au avut succes. Îl văd pe el și, într-adevăr, sigur că a pornit din start cu această problemă care pe mulți i-a zdrobit. Se întâmplă. Eu am în casă un copil cu o infirmitate și știu exact prin ce trece, știu ce șanse are un astfel de tânăr într-o țară ca România. Dar, probabil că, așa cum se întâmplă și în cazul lui, nici Emanuel nu s-a născut degeaba aici. Și uite că reușește pe internet să facă revoluție, să le arate oamenilor și el la rândul lui că o astfel de problemă poate nu e reală. Poate fi depășită. Poate să, prin problema lui, poate să determine pe oameni să treacă de aparențe și să vadă ce calități excepționale au mulți dintre acești oameni care sunt ignorați și respinși de societate. Și mulți dintre ei, neinvestindu-se, se ratează, deși puteau să fie senzaționali. Când... Înțeleg că de pe la 4 ani începe să cânți, Emanuel, nu?
La 4 ani, da, 3 ani jumate, că a fost vorba de... nu am fost, nu știu, ca alți oameni care probabil intră în studio. Nu vreau să vorbesc, eu sunt tipul de om care nu vreau să vorbesc de rău de absolut nimeni. Da. Dar eu consider că, dincolo de toate, trebuie să rămâi om. Pentru că asta înseamnă foarte, foarte mult și arată absolut totul. Da, la 3 ani jumate am început să cânt, cam așa, 4 ani, 3 ani jumate am început să cânt la orgă de jucărie. Povestea este una mai lungă, dar pe scurt, părinții mei au vrut să-mi cumpere niște jucării și ce altceva să-i cumpere unui băiat care nu vede decât ceva care sună, ceva care se aude. Mi-au cumpărat orgă de jucărie, au pus bateriile și am început să cânt după ureche o melodie pe care o am mai auzit înainte. Și așa au rămas șocați. La vârsta de 7 ani am făcut 5 ani de muzică, am fost dat la școală de muzică, de pian mai exact, unde am făcut 5 ani de pian. Acolo a fost o experiență, dacă îmi permiteți, și cu ocazia asta și eu salut telespectatorii. Când ne-am dus să-l înscriem la școala de muzică, de pian în Constanța, a fost tare interesantă reacția profesorului. A zis, dom'le, bun, el nu... N-are nicio șansă. Nu, cum îl învăț? Pentru că restul elevilor a zis, dom'le, le pun partitura și îi învăț. Ce fac cu el? Și a zis, domnule, nu pot să, domnule, vă rog frumos, cântați-i dumneavoastră. Nu știu, faceți-i ceva și o să vedeți că... Și a trebuit să duc muncă de lămurire, la fel cum am dus și în sistemul de învățământ, care vreau să ne-l trimită de la Năvodan în Buzău și în alte locuri, domnule, vii și lei o dată pe an acasă. Și a zis, domnule, nu fac, mie îmi faceți clasă aici, pentru nevăzători, în fine. Și a fost tare interesant, pentru că el, gând acolo, la un dat profesorul lucra cu el și plângea. Deci la fiecare chestie, la fiecare oră, profesorul era emoționat. Zice, nu-mi vine să cred cum eu îi cânt și el la rândul lui... Reproduce. Da, da. Și, așa cum a spus și Emanuel, când a fost la 4 ani și a trebuit să-i luăm ceva, tot am căutat ceva cu sunet și am zis, haide să vedem orga. Și am văzut abilitatea aceasta în el, apoi am văzut că pe ce pune mâna, fie fluier, fie trompetă, tobe și alte, el tot timpul dezvoltă și învață. Am căutat să îi asigurăm tot cadrul acesta, ca el să poată să învețe, să lucreze și să crească din punctul ăsta de vedere. Proveniți dintr-o familie de muzicanți? Nu, dar sunteți pastor. Nu, nici. Deci nicio treabă, nu? Deci, cântăm, soția mea, îi spun pe calea asta, că se uită la noi. Ea cântă cu vocea destul de bine. Și eu acolo undeva în mediu, dar la instrumente niciun. Oricât de mult, că la un dat am fost invidios pe el. Știu să mărturisesc, avea el vreo 10 ani și cânta tare bine și atunci... erau plecați la bunici și am luat eu orgă singur și am zis, bă, trebuie să iasă ceva. Și la un dat și râdeam de mine pentru că mi-am pus orga în pat și, dom'le, nu... Ceva mi-a luat, mi-a luat ceva timp până să-i găsesc un off. Da. Și gândiți-vă că Emanuel are acasă în studio o orgă, spunem noi, cea mai performantă de la Yamaha, unde sunt mii și mii și mii de ritme și toate. Este un miracol de la Dumnezeu ceea ce a făcut Dumnezeu cu Emanuel. Din prima clipă i-a fost ușor. Da. Vezi când Dumnezeu ia dintr-o parte și dă înzecit în altă parte, pentru că... te rog. Aș vrea doar să vă rog să-i aducem un microfon domnului George, pentru că pare să fie o problemă la lavalieră. Și atunci nu e nicio problemă, intrați, e live. Ca să evităm situația asta, nu știu, sper că s-a auzit ce a zis, cât de cât. Da? Ar fi și păcat să nu se fie auzit, pentru că mi se pare extraordinar faptul că, știi, un nevăzător, prin natura situației, trebuie să interiorizeze toată informația pe care o primește din afară. Absolut, ori această interiorizare, cumva, cred că îți dezvoltă conștiința mult mai acut decât unui om care le are pe toate. Are și văz și auz și... Exact. Și atunci, probabil, că muzica e cea care îl face pe el să se exprime și să poată, dincolo de cuvinte, să spună... Exact. Parte de mine, efectiv. Adică, sunt convinsă. Dar eu am o întrebare tehnică și o curiozitate. Da. Am înțeles că probabil ai auz absolut și că probabil îți e foarte ușor să reproduci, dar există partituri transpuse în braille? De existat există, dar sincer să fiu,
nu am stat așa mult pe ele. Aha. Pentru că mi s-a părut mai interesant treaba de a experimenta în muzică. Da. Și și să descoperi tu. Da, nu sunt eu unul, nu vreau să cânt cumva mecanic. Adică, Doamne ferește, nu vreau să înțeleagă greșit, dar îmi doresc mai mult să experimentez, să am văzut că simt eu. Pe TikTok totdeauna spui că le interpretezi în stilul tău. Da, da, asta. Voiam să te întreb dacă totuși, ținând cont de situația ta medicală, ai momente de panică, de depresie, de tristețe din cauza asta? Trebuie să fiu sincer să spun că în anul 2023 am trecut printr-o... Anul, de fapt, a fost cel mai crunt an în viața mea. Așa. Anul în care am trecut prin cea mai mare depresie pe care am experimentat-o vreodată. De fapt, că prima depresie la nivelul ăla. Într-adevăr, probabil m-a ajuns și oboseala, am avut și o pierdere în familie de o persoană foarte, foarte dragă mie, dar am trecut cu bine. Acum pot spune că am mai trecut din această anxietate care a fost, adică am fost așa de, pot spune, chiar grav. La modul, mi se făcea rău dintr-o dată, anxietate, dar doctorul îmi spunea că n-am nimic. Adică eram sănătos tun în... O spaimă. Da. De obicei, depresiile sunt niște blocaje acum, legate de... Da, atacul de panică aveam. Legate de viitor, spaimă, exact, față de condiția ta, ce voi face, ce mi se va întâmpla. Pornesc de la niște blocaje sau niște spaime. Asta este că am, cumva pot spune, și nu este neapărat o laudă ce spun acum, pentru mine poate este chiar o... nu știu. Dar cred că am luat... Viața m-a pus la podea prea devreme și nu este ceva rău neapărat, pentru că m-am maturizat mult mai mult. La 18 ani, în 19 ani pot spune că am trecut prin aproape, nu știu, prin foarte, foarte multe. Dar acest lucru m-a maturizat să văd viața altfel și sunt sigur că Dumnezeu știe de ce am trecut pe acolo și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare experiență prin care am trecut, pentru că prin experiențele prin care eu am trecut pot să-i ajut pe alții să vadă viața altfel, să fie mai buni, să fie mai ordonați, să fie mai sinceri, să motivezi oamenii să fie oameni. La un moment dat e destul de greu să și să ai condiția asta, să-ți asumi condiția asta de a fi un exemplu pentru ceilalți. Adică să ai și o problemă pe cap. Să ai curajul să-ți asumi chestia asta. Să poți, în loc să trăiești pentru tine, să te poți bucura de viață, să ai și condiția asta de, în primul rând, de a-i bucura pe ceilalți, de a trăi pentru ceilalți. Până la urmă, trebuie să spune că Dumnezeu face minuni. E greu să accepți totuși condiția asta. De ce trebuie să trec prin asta? Vorbea de faptul că a trecut prin multe, domnule George. Au fost situații în care s-a întâmpinat și răutatea oamenilor? V-ați confruntat cu ea? Sau s-au confruntat cu ea? Da. Să țineți aproape, mai aproape de vârf. N-au fost puține momentele acelea de dezamăgire. Și aici... îmi pare rău că trebuie să o spun, vorbesc despre sistemul nostru și învățământ și nu sunt pregătiți pentru astfel de cazuri și atunci le tratează superficial. Au fost dezamăgiri pe partea aceasta, au fost apoi dezamăgiri și răutăți din partea unor oameni și... personal m-au afectat pe mine, pe soția mea. Am căutat să plângem unul pe umărul altuia, fără ca Emanuel să vadă sau să simtă treaba aceasta. Dar cu toate astea eu simțeam. Da. Nu cred că e ceva mai dureros decât trădările oamenilor la care ai, să zic așa, pretenții sau în care ai investit și apoi te-ți întorc spatele. În momentul de față, pe Emanuel, nu știu, poate un 3-4 persoane care îl caută să vadă ce faci, cum ești, pot face ceva pentru tine. Sunt foarte puțini. De regulă sunt doar cei care au nevoie de ceva și asta este o problemă pentru mine. Emanuel tot timpul spune, tati, nu mai spune, nu-i treaba. Pe mine mă afectează foarte tare.
Da, vezi, asta e o mare problemă. Noi nu avem educația să primim alături de noi un om care are această disfuncție fizică, pentru că în afară de asta e un om mult mai senzitiv, mult mai elevat decât noi cei care vedem. Dar nu știm să îmbrățișăm o astfel de persoană și să știm să-i creăm climatul în care el se poată înflori. Pentru că eu sunt convinsă că băiatul ăsta, cu talentul pe care i-l-a dat Dumnezeu, ar putea să devină cu adevărat un reper pentru noi ceilalți, care suntem văzători degeaba, dacă îmi permiți. Adică, cred că el vede lucrurile, și folosesc corect termenul, mult mai sănătos decât noi. Știți că uneori când stăm în familie și nu numai, chiar și pe povești motivaționale, el spune și nouă, și se roagă și spune, Doamne, mulțumesc că în situația asta îți mulțumesc că nu văd. Da. Și nu de puține ori Emanuel este în casa noastră, care este o casă plină și o casă care îmi doresc să fie plină tot timpul și să rămână plină. El este cel care aduce încurajare, el este cel care ne motivează, el este cel care ne ridică pe noi și muncește foarte mult, ceea ce spunea și Mădălin la început. Deci intră în studio, am venit din concediu alaltă ieri, obosiți după călătorie, și a zis, mă duc să mă relaxez. Pe unde? Mă duc să trag niște piese, mă duc să compun, mă duc să... Băi, omule, pun-te în pat. Nu, păi așa, eu trebuie să scriu, eu trebuie să cânt, eu trebuie să... Și... Așa se liniștește el. Da, dar ce apreciez eu tare mult și este pasiunea lui pentru muncă. El spune, eu trebuie să muncesc, eu trebuie să fac, eu trebuie să mă dedic. Mântul el, Emanuel, o da. Să... Chiar vrem să te auzim cântând. Oamenii te-au văzut la România au talente, văd pe TikTok, s-au familiarizat cumva cu stilul tău. Dar voiam să te întreb, ce, dacă îți imaginezi lucruri, ce îți imaginezi în mod deosebit? Asta mi-este un pic mai greu să răspund. Nu știu, pot spune că văd lucrurile în felul meu. Adică în nevăzul meu îmi fac o lume doar a mea. O lume... Poți să-mi dai un exemplu? Cam cum o vezi? Poftim? Cam cum o vezi când... Te gândești la viitor. Ce-ți dorești și cum îți imaginezi chestia asta? Sincer, îmi doresc să am o viață liniștită, să pot să cânt. Asta este tot ceea ce îmi doresc. Să fiu aproape de Dumnezeu, pentru că asta este cel mai important. Și să mă aștept Dumnezeu să-mi fac o familie, pentru că asta îmi doresc, sunt foarte familist, îmi doresc să fac treaba asta. Și cred că Dumnezeu mă va binecuvânta cu acest lucru. Să pot, nu știu, visul meu mai pe scurt este să pot să trăiesc din muzică, ceea ce ușor prinde contur. Pentru că, așa cum am spus, muncesc, dar v-am spus, lumea, în nevăzul meu, am o lume cu totul a mea, nu pot să explic, dar pot spune într-un cuvânt că este o lume frumoasă. Cea mai frumoasă lume. Eu îi mulțumesc maxim lui Dumnezeu că nu văd, pentru că, v-am spus, atunci când nu vezi cu ochii ăștia, vezi cu ochii de aici. Și vezi mă mai bine.